Bun găsit, stimați telespectatori. Îi spun bun venit și candidatului pentru Senat din partea PNL, domnul Cristian Niculescu Țâgârlaș, și îi spun bun venit. Bine m-am regăsit. Principalul subiect din ultimele zile, ceea ce, să zicem, implică PNL-ul, este o reiterare până la urmă unui gest cu simbolistică extrem de puternică, la vremea respectivă, 96, contractul cu România. Ceva, zic eu, asemănător s-a semnat și la Maramureș. E un angajament prin care principalii candidați ai PNL la Parlament sau pentru Parlamentul României au semnat un angajament cu privire la mandatul pe care o să-l înceapă din ianuarie 2021. Am aici în față o parte din acest angajament, cred că e, nu? Sau ăsta e angajamentul, practic? Da, și este și partea, da, cu semnăturile și... Și partea de, oarecum, de introducere. Un pic de introducere. Da. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un asemenea angajament? E un gest extrem de important, așa cum am spus și noastră, în primul rând, simbolic, și care ne leagă de perspectiva alegerilor, atât parlamentare, cât și de proiectele care sunt foarte importante pentru Maramureș. Am înțeles să formăm această echipă împreună cu Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, și să semnăm acest pact. Primul care a semnat a fost Ionel Bogdan, înțelegând că doar ca și echipă de oameni bine pregătiți profesional și cu probitate morală incontestabilă, putem să aducem un plus pentru Maramureș și să scoatem acest județ din chipurile iarna PSD-istă, în care investițiile au lipsit aproape cu desăvârșire. Am remarcat acest lucru și în alegerile locale, când am discutat cu administrațiile publice locale de pe toate țările Maramureșului, că investițiile importante lipsesc și ele se datorează lipsei de plan, lipsei unei viziuni de administrație din partea domnului Zetea și a PSD-ului. Nu vreau să spun că a fost rea intenție. Vreau să spun doar că a fost incompetență și imposibilitatea de a concepe viitorul pentru Maramureș. S-au concentrat pe lucruri mărunte, neînțelegând că maramureșenii au nevoie de locuri de muncă bine plătite, că au nevoie de investiții masive în infrastructura mare de transport și cea relaționată de aeroportul Maramureș. Deci sunt multe elemente pe care administrația anterioară nu le-a avut în vedere, motiv pentru care a și pierdut alegerile locale, iar noi ne-am concentrat prin acest gest pe intenția maramureșenilor și pe dorința de a crea un parteneriat între parlamentari și structura de conducere teritorială a județului Maramureș. Aici oarecum nu e în detaliu, nu e exhaustiv. Păi nu, nu, e, nu. Sunt generalități, să spunem, sau generalități, principii. Dar facem trimitere la planul lui Bogdan, în care sunt trecute în detaliu principale investiții care vizează turismul, care vizează transportul. Deci, practic, veți prelua de acolo, angajamentul presupune în detaliu planul lui Bogdan, nu practic? Toate elementele care au fost cumprinse în planul lui Bogdan și care este planul de guvernare local a Partidului Național Liberal vor fi susținute de către parlamentarii PNL în Parlament prin toate mijloacele legale posibile. Este știut faptul că în momentul în care se va vota legea bugetului, automat sunt posibile amendamente sau sunt posibile să fie incluse investițiile importante care se referă și la județul Maramureș. Și aici vom milita pentru acest lucru, vom milita pentru că avem argumente. Drum expres Baia Mare, Satu Mare, drum expres Baia Mare, Jibou, barajul Runcu, modernizarea celebrei căi ferate de la Vișeu, Mocănița, sunt elemente extrem de importante care trebuie să fie gestionate de către noi. Nu poți să dezvolți turismul dacă n-ai un domeniu schiabil, bine gândit și bine pus la punct, așa cum ar trebui să fie la Borșa și la CAF din Baia Sprie. Adică turiștii îți vin, vizitează Maramureș, trebuie să aibă și destinații și funcțiuni turistice și de sport, astfel încât să se întregească atât tradiția noastră ca și maramureșeni, care este îndrăgită de străini, dar să le dai și o utilitate, adică ce să facă când vin la noi în Maramureș. Vara, și în paralel, dacă tot ați vorbit de partea asta de infrastructură de schi sau cealaltă din infrastructura de, să zicem, turistică de vară, e absolut legată, indisolubil, de infrastructura rutieră. Adică bineînțeles, și pentru investiții și pentru turism ai nevoie de, știu, o infrastructură decentă pentru a ajunge cât de repede în... Dacă facem o analiză cu principale stațiuni din Austria, din Franța, din Elveția, o să vedeți că autostrada ajunge foarte aproape de aceste stațiuni și legăturile cu stațiunile sunt foarte bine gândite din punct de vedere rutier, astfel încât turistul să ajungă ușor și nezdruncinat până la stațiune turistice.
Accesul este foarte important, acest lucru deschizând zona Maramureșului pentru un turism adevărat. Noi avem un procent în PIB-ul județului foarte mic din punct de vedere a turismului și asta datorită faptului că accesul este greoi. S-au făcut foarte multe investiții, mai ales în zona Maramureșului istoric, hoteluri, pensiuni, extraordinar de frumoase și îi felicit pe acei oameni harnici care și-au adus resursele financiare și le-au investit în acele pensiuni și hoteluri, dar trebuie și noi, ca și administrație publică, județeană și parlamentară, să-i susținem astfel încât turismul să se dezvolte. Cunosc investiții de milioane de euro în zona Moisei, în zona Boșa, care dacă nu vor fi susținute și de către clasa politică pe această infrastructură rutieră și mă refer aici și la aeroport, pentru că foarte mulți pot să vină pe aeroportul Maramureș și de acolo să plece cu mijloace de transport rutiere. Dacă nu facem aceste lucruri, vom rămâne în urma altor regiuni din țară care se dezvoltă pe acest palier. Aici și noastră, și partidul nostru vorbește de, la un moment dat vorbea cel puțin de o reindustrializare a României. În momentul de față, industria României este una net inferioară, cel puțin aparent, față de 89, când, știți foarte bine, România producea de la ace de gămălie până la avioane. Unele mai bune, unele medii, altele foarte bune și unele foarte proaste. Astăzi ați văzut că e o problemă, inclusiv praful de pușcă ce intră în componența cartușului care e folosit de armată este adus din Serbia. Deci industria românească e așa, un fel de un vis pentru noi. Dacă tot vrei să faci din Maramureș, în afară de turism, cred că sunteți de acord cu mine că turismul nu poate acoperi mai mult de 2, 3, 5, 6, 7%, nu din PIB, 5-7%, ci din forța de muncă, ce poate fi. Este evident. Și doi la mână, salariile în general, în orice parte a lumii, în Horeca, salariile sunt relativ mici, deci nu poți să ai pretenții să ridici nivelul de trai la maramureșeni numai din turism. Eventual patronii, dacă, să zicem, pot să-și îmbunătățească nivelul de trai. Dar pentru angajați nu putem spune că va urma, să spunem, o creștere fabuloasă de salarii în domeniul ăsta al turismului. Și atunci rămâne partea asta de investiții industriale, fie servicii, nu, care pot aduce un plus la bugetele, să zicem, personale sau ale familiilor din Maramureș. Inclusiv, cred că infrastructura poate contribui la este obligatorie. O deschidere, să zicem, a județului. Am discutat cu mulți patroni care au mii de angajați la societățile pe care le administrează și mi-au spus că principala problemă și principalul obstacol în dezvoltarea business-ului lor este această lipsă de infrastructură, pentru că ei trebuie să transporte marfa produsă și au foarte mari întârzieri la transport, au foarte mari blocaj la transport, în condițiile în care multe dintre companiile care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri refuză chiar comenzile pe zona Baia Mare. Vreau să vă spun de asemenea că există cel puțin două solicitări a unor companii foarte mari de investiții în zona Codrului. Dacă aceste drumuri vor fi realizate, pentru că zona Codrului este cea mai defavorizată din Maramureș, este zona cea mai depopulată și este zona în care apa și canalul se pare că sunt lux, ceea ce este absolut regretabil în anul 2020 să discutăm încă de apă și de canal în localitățile maramureșene. E evident că nicio familie de tineri sau de ingineri sau de doctori nu va căuta să se mute în zona Codrului să se stabilească acolo în condițiile în care au baia în fundul curții. Deci aceste utilități sunt obligatorii și trebuie să fie îngemănate cu perspectiva investițională a unor mari companii care să dezvolte zona. Există terenuri, există posibilitate reală de dezvoltare fără opreliști de ordin administrativ. Dar fără aceste drumuri exprese pe care le-am gândit pentru Maramureș, va fi foarte dificil să dăm un reper, să dăm un atu de ce să construiești, de ce să investești în zona Codrului. La fel este și în Țara Lăpușului, la fel avem aceeași problemă și acolo. Vedeți că în zona QR-ului totuși s-au mai dezvoltat, sunt companii care s-au dezvoltat și care acolo e o companie de genul ăsta puternică și comunitatea locală îi prosperă, realizează din venituri proprii activități și investiții foarte importante. Toată comunitatea este angrenată în activitatea companiei respective, deci există un dublu sens de și comunicare de și de mesaj. Și dependentă de centru, de București. Este evident și nici de județ. Având resursele proprii, uitați-vă că există exemple clare
Domnul Fărcașa, Dumbrăvița. Dumbrăvița, Fărcașa, care sunt independente și de județ și de centru, în condițiile în care n-au fost susținute financiar, de exemplu, acești 4 ani la Dumbrăvița n-au primit niciun leu de la Consiliul Județean. Probabil domnul Zeta s-a răzbunat pe primarul liberal de acolo, dar este un model de succes. A accesat fonduri europene, a avut resurse proprii, le-a gospodărit bine, a avut o relație instituțională foarte bună cu compania care a investit în zona respectivă și lucrurile evoluează într-un sens foarte bun. Chiar discutam cu domnul Ciceu, îmi spunea acum câți ani a venit prima dată compania respectivă și a fost o dezbatere publică pentru construirea fabricii de acolo și oamenii erau supărați că nu o să mai aibă unde să ducă vacile și giboli și nu știu mai ce. Și acum nici nu mai au nevoie de așa ceva pentru că au beneficiat de un alt fel de confort comunitar, de o altfel de implicare, au locuri de muncă bine plătite și atunci e absolut normal că se dezvoltă acea comunitate și atrage chiar foarte mulți băimăreni care își construiesc în momentul de față case în zona respectivă, fiind o zonă curată, fiind o zonă nepoluată, o zonă în care familia poate să crească în mod nestingerit și neafectată de zgomotul marilor orașe. Deci există exemple care le putem lua ca și model și le putem multiplica. Dar acest lucru e clar, uitați-vă, dacă mergem în Ariniș, în Ardusat, toată zona respectivă, Bicaz, n-ai un mare investitor, n-ai nimica. Ai o crâșmă în sat, mai ai un 2-3 fermieri. Bine că e și o zonă relativ rarefiată din punct de vedere al populației. Depopulată total, da, așa este. Și îmbătrânită, e foarte îmbătrânită. Dar aici o să aveți o misiune importantă de a scoate din izolare Maramureșul istoric. Până la urmă, nu? Asta e, dacă tot vrei să deschizi spre investiții, cred că a doua aglomerație urbană, dacă excludem, să zicem, zona asta metropolitană Baia Mare, Maramureșul istoric rămâne până la urmă cea mai mare aglomerație, să corect, spunem. Corect, există, și eu le văd ca și două zone. Zona Sighetului, fosta capitală a Maramureșului și deci așa capitala de suflet a Maramureșului Voievodal și zona Vișeu Mășei Borsa, care este foarte foarte complicată și economic destul de dezvoltată. Acolo au fost făcute cele mai mari investiții în turism. Deci dacă mergem în zona respectivă, sunt investiții în turism care depășesc, cred că de 10 ori, investițiile în turism care au fost făcute în zona Băii Mari. În Baia Mare nu avem confortul hotelier pe care l-ai în zona respectivă și modul de dezvoltare de acolo. Este evident că acolo au fost niște oameni harnici care și-au sacrificat resursele proprii pentru că dacă faceți o analiză economică, nu știu în câți ani își pot amortiza investițiile, dar au făcut-o cu suflet în primul rând. Evident că acea zonă trebuie dezvoltată în sensul în care să ai drumurile și accesul cât mai aproape către Baia Mare, către zona de metropolitană și aeroport, dar de asemenea către zona Moldovei, pentru că există un circuit turistic care este foarte la modă, zona Bucovinei și zona Maramureșului istoric. Ambele branduri sunt extrem de cunoscute la nivel național. Dar din păcate european. Bucovina ne cam dă clasă, din păcate, pentru noi. Din punct de vedere rutier, au o infrastructură mult mai bună. Din punct de vedere a brandului, eu zic că Maramureșul este în momentul de față, așa simt eu cel puțin, deasupra Bucovinei. Chiar dacă Bucovina are mănăstiri, noi avem biserici de lemn, dar noi avem peisaje extraordinare, avem zone foarte frumoase, avem monumente naturale, avem zone de protecție foarte importante și mă refer aici începând cu defileul Lăpușului și Cetatea Chioarului, care este zonă emblematică. E singura zonă din țară care are două structuri protejate, una din punct de vedere istoric și mă refer la Cetatea Chioarului și una din punct de vedere, să zicem așa, geografic, e vorba de cheile Lăpușului. Avem munții Maramureșului care sunt sălbatici, este extrem de frumos, peisaje extraordinare, care pot să fie dezvoltate și pe zona de turism de vară, pentru ciclism, pentru trek, pentru o grămadă de activități, pentru un trek culinar. Acolo sunt multe oi și multe zone genul ăsta care poți să mănânci un balmo, să poți să gusti niște chestii care nu le poți vedea sau nu le poți gusta în alte locuri. Stânele de acolo sunt extraordinare. Sunteți un montaniar, nu? Mai mult decât montaniar. Da. Sunteți, cum se numește, alpinist? Nu. Eu sunt iubitor de munte, așa să mă considerați. Aș și spus de foarte multe zone protejate, rezervații, Natura 2000, munții Maramureșului, mai știu eu ce. Cam peste 50% din suprafața totală județului Maramureș și e în zona de asta protejată. Credeți că
Unii spun că e un atu. Eu spun că de multe ori nu e un atu faptul că jumătate din suprafața județului Maramureș e zonă protejată. Asta duce până la urmă la, din punctul meu de vedere, sunt curios ce vreți să spuneți, ce vreți spune dumneavoastră vis-a-vis de, e un obstacol în calea dezvoltării un asemenea procent extrem de ridicat de zona protejată. Vedeți? Pentru investiții mă refer. Fie în turism, fie în Eu cunosc foarte bine acest industrie. Subiect. Cunosc foarte bine acest subiect pentru că am discutat cu principalele primării aflate în această zonă de protecție. Mă refer aici la zona Ruscova-Repedea-Pănesu-Munte, care vizează și Leordina-Vișeu de jos, care vizează zona Munții Maramureșului. De asemenea, și o parte din Moisei și Borșa. Sunt niște obstacole în dezvoltare pentru că nici spatele de materiale noștri, nici construirea unor pensiuni sau cabane nu sunt lucruri ușoare pentru că trebuie să fie avizate de către administrația parcului și așa mai departe. Bun. În altă ordine de idei, ele protejează o anumită regiune din punct de vedere geografic care reprezintă un atu. Acum, eu văd lucrurile în mod diferit și de asta vă spun că m-am consultat cu administrațiile publice locale care sunt afectate ca și sarcină de imposibilitatea utilizării tuturor resurselor din zona lor. Varianta optimă în această situație este ca România, guvernul României să susțină financiar despăgubirile pe care aceste comunități le au. Adică dacă eu nu pot să folosesc lemnul de la mine din bătătură, dacă nu pot să construiesc, dăm o altă resursă, tu stat, pentru că eu practic pun la dispoziția tuturor aceste resurse, dar eu nu mă pot atinge de ele. Sau tu, Uniunea Europeană, dăm o altă resursă financiară, dăm alte proiecte sau programe, astfel încât să compensez această pierdere. Un fel de subvenție pentru păstrarea, o compensare pentru pierderile care adică s-au... Adică vreți parc... Vreți parc Natura 2000? Grădină okay. botanică? Ok, dați-ne subvenție. Dați în contravaloarea resurselor pe care le puteam să le culeg în mod natural din acea zonă. Da, este bună pentru variantă. Țară varianta asta cu protecții așa hătălmași puse? Nu, eu zic că este bună în condițiile în care gândim, așa cum am spus eu, cu protejarea resurselor pentru comunitățile care sunt afectate de această sarcină, este chiar ok, pentru că protejăm zonele astea și nu le lăsăm să fie distruse. Noi oamenii avem capacitatea asta, chiar dacă avem niște zone frumoase, să construim malandala, să distrugem, dacă sunt în regulă, știți foarte bine că pot coabita și construcții și investiții industriale, și inclusiv prezervarea, să zicem, a naturii. Acum, industria în zona respectivă chiar este exclusă. Mici investiții, eu le văd eventual pe turism sau pe genul ăsta, ar putea să fie... Sau agricultură sau industria alimentară. Ar putea să fie admisibile. Păi, industria alimentară, da, corect. Sunt posibile. Da. Agricultură ecologică, zootehnia, care este foarte dezvoltată în zona respectivă, pentru că acolo nu prea ai un palier agricol, în adevăratul sens al cuvântului. În afară de zootehnie și eventual pomicultură, nu prea ai altceva ce poți să faci în zona respectivă. Ai pășunile alpine, ai zona aia de... Și ai comerțul, să zicem, cu materialul lemnos și spatele de material lemnos din zona respectivă. În schimb, să știți, se poate dezvolta turismul cinegetic, sunt fonduri mari de vânătoare, există un potențial foarte bun, chiar avem în anumite zone și mai ales în zona Copalii Mănășturi, în zona QR-ului Boiu Mare, avem o problemă chiar redutabilă cu mistreții care s-au înmulțit într-un număr foarte mare, afectează gospodăriile pentru că răspândesc pesta porcină. Asta e una și doi, culturile. Distrug culturile și eu am fost în teren și am discutat cu oamenii. Oamenii sunt chiar afectați pentru că ajung porcii mistreți la 5 metri de gardurile lor și distrug tot ce au sădit vieții oameni. Da, și nimeni nu-i despăgubește pe chestia asta și atunci e o problemă să vedem exact dacă fondurile vânătoare își respectă angajamentele, pentru că ei au o anumită cotă, dar pot să ceară mărirea cotei de vânat în condițiile în care avem aceste pericole de distrugere a proprietăților oamenilor și a recoltelor, precum și a răspândirii pestei porcine. Da, aveți de gând să schimbați legea sau să luați modelul, să zicem, din țările europene? Nu există mistreți să se plimbe până în holdele oamenilor. Aia e foarte clar. Deci mistrețul a ajuns așa, un fel de obiect de muzeu în foarte multe țări. Acum, trebuie să avem o situație echilibrată. Acolo noi avem, nu tot Maramureș avem această problemă, avem punctual în anumite zone. Și în anumite zone trebuie să putem colabora și autoritățile statului să se poată colabora și chiar dacă colaborarea încetează, să se impună anumite măsuri, fondurile de vânătoare care gestionează
aceste lucruri. Mai este o situație pe care o putem reglementa, obligarea fondurilor de vânătoare să aibă asigurare pentru pagubele pe care le cauzează animalele sălbatice în zona lor teritorială. Este adevărat că animalele pleacă dintr-un fond în altul, nu poți să-l ții blocat și nu știi exact pe care fond. Sunt țări unde sunt blocate. Dar, din punctul meu de vedere, dacă fondul e delimitat la regim de proprietate și trece peste noțiunea de proprietate, pentru că așa se întâmplă prin fondul de vânătoare, automat poți să fii obligat să ai o asigurare de răspundere pentru toate prejudiciile care sunt cauzate fermierilor pe zona în care activează fondul tău de vânătoare. Dacă tot îl depășești ca proprietate, măcar să-l despăgubești. Eu zic că asta e o variantă foarte importantă de discuție și poate fi modificată legea și impuse ca și criteriu de eligibilitate pentru asociațiile care preiau fonduri de vânătoare, să le impună și să le respecte. Știți cum e, până la urmă, domnul candidat Tăgărlaș, clasa politică, până la urmă, statul român, trebuie să se hotărească ce protejează populația care dă numele acestei țări, deci românii, sau protejează niște chestii cum sunt astea naturale, să spunem. Haideți să vă dau un exemplu. Că, din păcate, românii sunt pe așa un fel pe locul 2. Haideți să vă dau un exemplu. Să vedeți cum se poate face și cu fondul de vânătoare. Și asta, de asta zic că și fac trimitere la capacitatea unor politicieni care au o pregătire profesională și o experiență profesională și o cunoaștere empirică în spate, să acceseze niște informații, să relaționeze niște instituții. Uitați, de exemplu, dacă mergeți într-o zonă rutieră și nu există indicator de atenție animale sălbatice și se întâmplă un accident, dai peste o căprioară sau peste un mistreț, legislația actuală este foarte interesantă. Dacă este drum național, te adresezi unei comisii care face parte din structura executivă a primăriei în zona care s-a întâmplat accidentul, ei stabilesc o despăgubire și comunici acea evaluare, se comunică agenție, Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi, care trebuie să te despăgubească. Nu știați chestia asta. Ca proprietar de mașini? Da, nu știați chestia asta. De mașină. Nu știați. Bun, și cât s-a oprit și să facă treaba asta? Acum, e prea complicat. Nu e complicat. Eu am avut clienți pe tema asta, am avut clienți care au avut accidente de genul ăsta. Probabil aveau mașini foarte scumpe. Nu neapărat. Adică depinde de nivelul financiar al fiecăruia, că pentru un om normal, dacă are un prejudiciu de 3-4 mii de euro, sunt bani foarte mulți pentru repararea mașinii, în condițiile în care nu are nicio culpă. Da, mai este onorariul avocatului. Legătura asta, nu discutăm acum de onorariul avocatului. Discutăm de faptul că există o legislație specială pe domeniul ăsta. La fel putem transpune această legislație și pentru prejudiciile cauzate fermierilor prin distrugerea recoltelor. Tot prin comisia primăriei, aceeași comisia primăriei. Pe culturile din Ungaria, să știți că nu prea zburdă nici mistrezi, nici urși. Urși nu vin la casa omului. Urși nu au... În oraș nu coboară urși, adică... Maghiarii n-au urși, ar vrea ei să aibă niște urși. Nu, în general, în Europa. Deci, dacă mergi în Elveția, nu, Marea Elveție, când vezi un animal sălbatic, e un fenomen. Eu știu că am călătorit mult în spațiul central, Ați văzut multe animale sălbatice? Nu prea există și... Ei și-au dezvoltat industria. Dacă ajunge un urs acolo, repede coboară două elicoptere și nu pușcă. Și le iau și-l duc la 2000 de metri. Sau nu pușcă efectiv. Da, au autostrăzi, domnul Țăgărlaș. Lucruri pe care ni le dorim și noi. Da, și autostrăzi și industrie, nivel de trai. Așa este. Și noi ne dorim la fel, dar asta înseamnă că nu sunt incompatibile cele două. Adică faptul că îți omori toți urșii în țară înseamnă că ești un mare... Îi duci în mediul lor, la, nu știu, 2000 de metri. Acest lucru se întâmplă, indiferent de situație. Sunt situații punctuale, cum este în zona meridionalilor, unde urșii sunt chiar foarte mulți și foarte activi. Și-au coborât în zona orașelor pentru că nu au ce mânca și atunci în zona de gunoaie. Merg în fondurile de vânătoare unde li se mai dă și de mâncare, nu ca să-i aduce încătarea armei. Adică lucrurile sunt foarte simple. Nu știu, eu problema mea că această... Sunteți vânător sau... Nu. Problema animalelor sălbatice trebuie să fie gestionată de către fondul de vânătoare mult mai judicios. Dacă aceste fonduri vânătoare ar da mâncare mai mult animalelor în zona sălbatică, să zicem așa, normală de și normală, ar ține animalele în zona respectivă și mai ales asta în perioada în care e o lipsă de foame, e o lipsă de hrană și atunci apare foamea animalelor sălbatice. Dar și nu tot timpul, dar eforturile ar trebui să fie făcute. De exemplu, din punctul meu de vedere, Rom Silva cred că e cel mai prost gestionar de fonduri de vânătoare. Pentru că nu are niciun interes, nu au niciun fel de motivație să dezvolte. De asemenea, din punctul meu de vedere, Rom Silva este cea mai mare
cel mai prost gestionar pentru cabanele pe care le au și care nu sunt incluse într-un circuit turistic cu adevărat. Adică chiar tu, dacă tu poți acum să mergi să închiriezi o cabană, dar nimeni nu știe unde ești, cum ești, nu sunt publicate, nu sunt modernizate, lucru care e un patrimoniu foarte important a statului român, care nu este gestionat corespunzător. Cert este că, acum în încheiere, vreau să vă spun că, deși din ce a spus dumneavoastră și făcând așa o imagine de ansamblu, Maramureșul are, să zicem, condiții pentru a se dezvolta, chiar cu un oarecare compromis între ce înseamnă, știu eu, protejarea fondului faunei și florei și mai știu eu ce în județul ăsta, și să meargă în armonie până într-un punct cu economia, nu? Care? Tot ce implică economie și turism și industrie și așa mai departe. Cât credeți că din programul generic denumit al lui Bogdan, programul PNL pentru guvernarea locală. Se pot realiza în 4 ani de zile? Păi toate pot fi realizate acum, cel puțin a realiza înseamnă un concept complicat de definit. Să spunem. Nu pot estima exact, dar eu, de exemplu, barajul Runcu se poate finaliza. Cele două drumuri exprese la care facem trimitere pot să fie începute și spre stadiul de finalizare. Deci acum contează foarte mult de modul în care vor evolua lucrurile și în economia românească. Depinde foarte mult de cum ne vom mișca și noi pe accesarea de fonduri europene, pentru că o mare parte din aceste resurse sunt pe fonduri europene. Noi avem capacitatea, în România avem o capacitate incredibilă de a ne complica existența printr-un formalism excesiv pentru accesarea fondurilor europene. Discuți cu primării, discuți cu primari și cu oameni inteligenți, adică nu așa. Și care spun, domnule, deci nu mai rezist, mă duc în solicitări și clarificări, se schimbă funcționarul, îmi cere alte clarificări și mă opresc ăștia un an, doi ani de zile pentru implementarea unui proiect. Și dosare întregi de hârtii și trimite hârtii și fă hârtii și refă hârtii și când ajungi să-l faci la final, de fapt s-au schimbat temeiurile care s-au la început și o e de la început. Deci e evident că noi ne complicăm existența și aici nu înțeleg de ce. Aici mie mi se pare că este o frică practică a funcționarilor publici de a-și asuma o răspundere. Știți ce să faceți, mai ales că sunteți specialist în drept? Încercați să schimbați modul ăla ciudat de a cere, să zicem, entităților, fie private, fie unități administrativ-teritoriale, cu proprietatea terenului. Să fie un act premergător, să spunem, dobândirii proprietății pe respectivul teren unde urmează să se facă o investiție și în momentul în care e aprobat proiectul, atunci să îi se dea un termen unității administrativ-teritoriale sau firmei respective să înceapă procedurile de achiziție a terenului sau de efectiv trecere în proprietatea respective entități care a câștigat un proiect european. Asta se întâmplă în Polonia acum. Deci mergi și spui, da, domnule, mă angajez ca în termen de 2 luni să trec în proprietatea unității administrativ-teritoriale terenul, iar e eligibil deja în proiectul. La noi nu, întâi trebuie să trecem proprietate și după aia, nici nu știi, ai câștigă. Asta e problema foarte mare, asta e problema foarte mare și am discutat-o și în zona Chioa și în zona Codru, cadastralizarea. Deci, ca să-ți faci o pensiune, o construcție, să-ți faci o casă, conform legislației actuale, trebuie să faci dovada proprietății terenului. Și aia înseamnă înscrierea în cartea funciară cu lucrări cadastrale și așa mai departe. Și în foarte multe zone este imposibil în momentul de față, aproape imposibil din punct de vedere juridic, să-ți faci operațiune, pentru că sunt foarte multe operațiuni întârziate, succesiuni care nu s-au realizat la timp și este foarte greu să găsești antecesorul comun să faci toate succesiunile. A existat o modificare a legii pe care eu am salutat-o, așa celebra notare de posesie, adică dacă eu posed un teren și am și liniile de hotar și asta posedă familia mea de 100 de ani, lasă-mă să notez posesia, dacă nu contestă nimeni dintre 3 ani de zile, se întabulează ca și idee de proprietate. Vedeți, asta înseamnă să fii funcționari ciudați la noi în România. În prima variantă s-au notat posesii și în zona cooperativizată, s-au trezit niște funcționari la nivel național și au dat niște norme de aplicare, celebrele normele de aplicare și instrucțiuni care depășesc legea și au zis fermător, în zonele cooperativizate nu se aplică punerea în posesie, în zonele necooperativizate se aplică. Mă duc în Lăpușul Românesc. Lăpușul Românesc e în zona cooperativizată, deci nu se aplică. Mă duc, trec un deal și ajung în Libotin și acolo se aplică. Și de o diferență de un deal. Exact un deal între cele două. Aceste lucruri trebuie, dar vedeți, dacă e un funcționar din ăsta de la București care se uită cu binoclu prin țară și nu știe ce înseamnă mențiuni de la 1800-1700 în cărțile funciare din Maramureș, îți dai seama că
ăla nu înțelege sistemul și fenomenul. Și atunci va elabora niște norme care se bat cap în cap cu legea. Inaplicabile și care blochează pur și simplu efectul legii. Bun, mulțumesc tare mult. Cu mare plăcere. A fost candidatul PNL la funcția de senator, domnul Cristian Niculescu Țăgălaș, membru al Partidului Național Liberal și de asemenea unul dintre vicepreședinții la nivel județean, așa tot este, din partea PNL, dacă asta contează. Cert este că este locul întâi pe lista de senat, lista PNL-ului și o să-l găsiți, apropo, pe ce s-a atras la sorți, nu? Pe ce loc e? Cred că locul 6, dacă nu greșesc. Locul 6, da. Lista PNL pentru senat. Da. Mulțumesc tare mult, atât pentru acest moment. Emisiunile noastre electorale continuă. Ne revedem sănătoși. Numai bine.